scoate o sabie, dacă scoate o sabie la protest și începe să dea cu sabia în unul și în altul, acolo deja vorbim despre altceva. 10 august. Aurelian Pop. Vă rog, Popa, Aurelian. Îl știți de la protestele anti-Arafat. Aurelian Popa, da. Doamna Crețulescu. Doamna Crețulescu, în primul rând trebuie să vă salut din nou. Noi am conversat, dacă vă aduceți aminte, în timpul protestelor anti-restricții și se pare că am avut dreptate și bine am făcut că am protestat atunci. Noi am protestat de fiecare dată pașnic, am cerut civilizat, articulat și foarte disciplinat să se respecte democrația în România, aia despre care domnul Demețo ne spune că va fi respectată în continuare, dar care nu s-a respectat nici în starea de urgență, nici în starea de alertă. De asemenea, țin să vă readuc aminte că eu am fost amendat de 30 de ore aproape, amenzi în valoare lege, totală de 60.000 de ron, am câștigat 15-0 scorul, pe legea 55, este 15-0 scorul în contradictoriu cu DGJMB, n-am fost legitimat, nu mi s-a dat posibilitatea să fac alte mențiuni pe procesul verbal. Eu vă spun așa, Partidul Național Liberal are co-inițiatori a acestei legi, doi plagiatori. Bode, secretarul general, și Ciucă, președintele partidului. Se numește Național și Liberal Partidul, da? 1. 2. Această inițiativă este reluată după ce a făcut-o Carmen Dan și a pus acolo de la 1 la 5 ani și a scos aia cu sau amendă de la final și au băgat 2, 7, de la 2 la 7, dar au mai făcut ceva. Au mai adăugat niște elemente constitutive ale faptului, domnule Demețo, că dezinformați, și acolo, de exemplu, poate fi citit articolul așa. Dacă se tulbură liniștea publică și se aduce atingere demnității persoanei și sunt două persoane sau mai multe, atunci de la 2 la 7 ani. Adică deci asta înseamnă jos, că dacă eu cu Dan Văzăvan luăm o coarnă, stați puțin, că vă zic exemplu imediat. Dacă eu cu domnul Dan Văzăvan, dați-mi voie, respectați-mă, nu sunt în studio, deci dacă eu cu domnul Dan Văzăvan mergem și ne luăm o goarnă și goarna respectivă, la goarna respectivă ne strigăm ohu, da? Tulburăm liniștea publică și se produce un efect total nepredictibil. Vă ascultăm, domnule Popa. Deci domnul Demețu a dezinformat. Amendamentul în forma care este acum la mine, dar poate să însemne că dacă eu stric către Bode plagiatorule, înseamnă că fac de la 2 la 7 ani, domnule Demețo. Dar duceți-vă la Erdogan și la Putin în țară și faceți legi de genul ăsta, că sunteți național-liberali, dar nu vă e rușine, așa puțin? După ce v-ați amendat de 30 de ori și am avut și dreptate, dar nu vă e rușine puțin și ați dat bani pe vaccinul pe care oamenii nu le mai vor și expiră și trebuie să cheltuiți 15%? Nu vă e rușine puțin? Național-liberal sunteți voi. Ați făcut un proiect de lege mai rău decât au făcut PSD-iștii. Bă, dar nu vă e rușine un pic, așa? Uitați-vă puțin în oglindă când vă spuneți național-liberal. E exact același lucru. Dacă îi zic plagiator lui Bode pe legea făcută de Ciucă, de la 2 la 7 ani au. Da, opoziția. Dacă strigăm penalii, dacă strigăm și penalii, suntem băgați la pușcărie. Domnul de la Aur, cum e, domnul? Opoziția. Sau criminalii, de exemplu. Sau criminalii. Domnul, oricine va putea în continuare să-și strige nemulțumirile, nu despre asta este vorba. Opoziția consideră... Nu, domnule, că tulburăm liniștea publică cum a făcut legea, că faceți legi proaste. Astea-s legi proaste, e lipsită de previzibilitate și de calitate. Taxa de solidaritate, că nu știți să faceți legi, băi, de-aia faceți lucrurile astea. Domnul Demeto, încă o dată față, mergem din nou în piață la Aurelian Popa și Dan Văzăvan. Cum reacționați la aceste realități? Și dumneavoastră și domnul Văzăvan, dacă ne aude. O să vă rog să lăsați pe domnul Văzăvan să vorbească, el n-a reușit să vorbească. Vă rog. Cetățean al României, ministrul în prezent, inginer, doctor, consilier juridic și președinte al unei asociații privind nediscriminarea. La microfon vă rugăm. Le transmit acestor obedienți următoarele. Să citească Constituția cu mare atenție, de la articolul 1 și până la 156, în mod special articolul 30, libertatea de exprimare, și articolul 24, dreptul la apărare, care sunt componente esențiale ale statului de drept. Nu te poți apăra dacă nu poți vorbi.
Și domnului Demeță și celor din PDL, PNL, PSD și așa mai departe, faptul că toate protestele din ultimii 3 ani au fost decât pașnice, iar jandarmii ne-au amendat de neorup. Diferența până la 70 de dosare pe amenzi contravenționale le am eu și încă vreo câțiva membri asociați. Și toate au fost anulate până acum, până acum, că mai avem, ne judecăm în continuare. Și mai ai mult decât atât, cine îmi face mie această propunere de proiect? Ciucă, care este executat silit în dosarul 586/3/2021 de când era ministru al apărării și a refuzat să pună în executare hotărâri judecătorești definitive? Acești oameni vin să-mi conducă mie țara, niște oameni plagiatori, care habar n-au despre ce este Constituția României? Despre asta vorbim? Doamna Crețulescu, dacă permiteți 10 secunde și să rămână pentru cei de acasă. Eu citesc forma propusă de plagiatorul Ciucă și Bodez, repet, președinte PNL, secretar general PDL, PNL, articol 371 Cod Penal, propunerea lor, da? Începe așa. Fapta persoanei care public prin atingeri grave aduse demnității persoanelor, virgulă, tulbură ordinea și liniștea publică, trecem la aliniatul 2, dacă fapta prevăzută la aliniatul 1 este săvârșită de către A, două sau mai multe persoane împreună și se termină aliniatul la litera B, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. Știți? Înțelegeți de ce este cum spunem noi, nu cum spune domnul Demeță. Știți de ce? Și ce ne spunea CNCD-ul când am făcut plângere împotriva lui Câțu, că ne-a făcut teroriști și inculți? Spunea că este declarație politică. Faptul că eu spun jos plagiatorul, demisia plagiatorul, marș Măciucă și așa mai departe, este declarația unui cetățean. Nu pot să fiu acuzat și băgat la pușcărie pentru libertatea de exprimare. Și da, aștept cu nerăbdare ca un militar în rezervă să-mi port crucea. Te înfrunt personal, Măciucă, și în sala de judecată te-am învins, te-am învins și în stradă și te-am învins și eu unde vrei. Am să...